Trebuie să recunosc că am o slăbiciune pentru telefoanele de la CAT. Țin la tăvăleală, fără fițe, fără figuri, numai bune pentru bărbați adevărați. Nu ți le cumperi ca să le pui pe masă la terasă în dorobanți. De fapt, ele sunt adresate clasei muncitoare, în sensul cel mai bun al expresiei, de la zugravi și instalatori până la pompieri sau medici pe ambulanță. Bun, v-am prezentat tot pe YouTube cu câteva săptămâni în urmă S41, modelul de top de la CAT, cu procesor Octa, 3 GB RAM, 32 de GB stocare, cameră pe spate de 13 megapixeli și ecran Full HD. Acesta de față, adică S31, are un quad-core Qualcomm Snapdragon, 2 GB RAM în loc de 3, 16 GB stocare față de 32, cameră de 8 megapixeli în loc de 13 și ecran HD în loc de Full HD. Specificațiile sunt reduse față de modelul de top, dar și prețul este mai mic cu mai bine de 50 de euro. Să discutăm un pic despre preț. S41 pe EMAG este 1850 de lei, iar S31 este 1600 de lei, 250 de lei diferență. Dacă ești strâns cu bugetul, S31 nu te va dezamăgi. Dacă ai cei 250 de lei în plus, atunci mergi pe S41. Dar să lăsăm partea contabilă și să ne concentrăm pe motivele reale pentru care ai cumpăra un astfel de telefon. Poate cădea direct pe beton de la aproape 2 metri înălțime și nu pățește nimic. Carcasa este făcută din cauciuc și plastic dur, așa că încasează lejer șocuri destul de puternice. Până și modul în care este desenată această carcasă, cu margini rotunjite și striații, este gândit să facă față la tot felul de abuzuri și căzături. Ecranul de protecție, deși este doar Gorilla Glass 3, pare puțin depărtat de touchscreen, așa încât display-ul să nu încaseze în mod direct loviturile. Și marginile carcasei sunt un pic ridicate peste nivelul ecranului de protecție, din același motiv. Bineînțeles că și acesta este sigilat la apă și praf, poate fi scufundat la 1,20 m mai bine de jumătate de oră. Haios a fost că la evenimentul de lansare din România, cei de la CAT l-au scufundat într-un acvariu și au uitat de el. Adică a stat în apă pe toată durata evenimentului, așa, ca la vreo 3 ore. Iată că n-a crăpat. L-am șters de pantaloni și merge bine, mersi. Oricum, și acesta are standard militar 1000STD810G, adică face față la apă sărată, vibrații, șocuri termice, adică în medii în care, în principiu, nu faci tu față. Cum să facem să-l testăm pe Marte, doar că acolo nu prea ai semnal? Altă chestie cu caracter practic ar fi că poți folosi telefonul chiar și atunci când acesta are ecranul UD sau direct cu mânuși. În plus, ai și 3 butoane fizice old school, Home, Back și Multitask, suficient de mari cât să semene cu bordul de la excavator sau de la buldozer. Nu prea este un telefon feminin, ar fi însă interesant de văzut dacă ecranul merge tastat cu unghii false. Sunt și câteva ciudățenii. În cazul acestui model, au mutat butonul de power de pe partea dreaptă pe partea stângă. Asta înseamnă că dacă ții telefonul, ca majoritatea oamenilor, în mâna dreaptă, va trebui să acționezi acel buton cu vârful arătătorului. Și credeți-mă că nu este un telefon chiar mic. Butoanele de power și volum sunt destul de mari și argintii, cu excepția butonului auriu asignabil, care se găsește și pe acest model și care este un fel de trademark al seriei. Logourile de pe spate și față sunt mari, vizibile, dar nu par deranjante în cazul unui telefon de acest gen. Cum se mișcă? Decent, am zice noi. Am avut o căruță de aplicații deschise și nici urmă de lag, dar am pus și un NFS No Limits, ca să-l stresăm, iar telefonul se comportă bine. În plus, ai pe el Android 7.1.2, dar nu știu dacă vom vedea și Android 8. Oricum, rata de penetrare la 8 este încă extrem de redusă. În rest, caracteristicile software sunt cam aceleași ca la S41. Puține aplicații preinstalate, ceea ce dă o senzație de curățenie și de Android stock, și un folder de aplicații de profil, potrivite pentru un astfel de terminal, reunite sub titulatura App Toolbox. Toolbox, cutie de scule. V-ați prins, a? Conectica este generoasă. Wi-Fi pe 2,4 și 5 GHz, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, micro-USB și jack de căști. Acestea fizice, adică USB-ul și mufa de căști, au capacele din cauciuc, așa încât să nu intre apă. Nu în ultimul rând, trebuie să lăudăm bateria, 4000 de mAh, ceea ce pe configurația și ecranul acesta ar trebui să țină foarte bine. Dacă ești amator de sporturi extreme, ăsta este telefonul potrivit pentru tine. Sau dacă ești pur și simplu neatent sau ghinionist de felul tău.
Bun de folosit și ca armă albă sau pe post de proiectil la nevoie. Lăsând gluma deoparte, îl văd perfect pentru constructori, mineri, șoferi de tir, pompieri și alte astfel de meserii. Sau activități în aer liber, bicicletă, grădinărit, etc. Eu am folosit un S-41 pe post de navigație pe motoretă și de fapt încă îl folosesc. N-are nicio treabă cu frigul de afară sau oricum mai puțină decât am eu. Cred că ar mai fi destule de povestit despre acest telefon și cu siguranță sunt aspecte care ne-au scăpat. Tocmai de aia așteptăm părerile și sugestiile voastre în secțiunea de comentarii. Promitem să vă răspundem cât mai repede cu putință. Ne puteți răsplăti cu un subscribe la acest canal de YouTube, pentru care vă mulțumim anticipat.